Merge. Suntem în doi și discutăm. Și discutăm. Ieri, după ce te-am petrecut, am avut o zi mai, cum să spun, mai activă, așa. Mai activistă. Eu eram în drum, dar dumneata te-ai apucat de activism. Nu, că eram aici, în casă, și mi-a bocănit un copil la geam. Vecin, am mai bocănit și mai înainte. Am În mai ce bocănit. localitate? La Vadul lui Vodă? Nu, la Durlești. La Durlești. Da. Și a fost și mai înainte, că a venit și a zis, dați-mi vă rog să sun vreo 3 zile în urmă. Sun pe mamă. Poftim, îi dau telefonul, sună pe mamă să, mamă, vină, te rog, acasă. Vină, te rog, mamă să nu vinea, mai vine odată, tot în ziua aceea. Aseară, nu aseară, dar ieri ziua, ieri pe la ora 3, așa, că am registrările de telefonice pe telefon. Vine din nou și dați-mi, vă rog, să sun pe mamă. Ei, o sună odată, iar o mai sună. Eu o hrănesc copilul asta, văd că e flămândă. O Cam hrănesc câți ani copilul? 10 ani. O fetiță de 10 ani, dar Natasha o cheamă. Și seara la ora 8 și 30, așa, vine din nou. Vine din nou și dați-mi să o mai sună odată pe mamă. Nu mai sună pe mamă. O sună și mamă. Am uitat cum se numește copilul acela. E, are febră și plânge, vine acasă. După ce vorbești cu mamă, să-i întreb cine are febră, cine e copilul acela, mai ai un frate? A zis că nu, e un copilaș care l-a lăsat mama sa în îngrijire și a plecat în Italia. Și are febră și plânge. Zic, dar eu sun la salvare, zic. Cum să nu? Sun la salvare. Și ei iar din nou sună pe mama și spune, iată, vecina noastră vrea să sună la salvare. Și mama îi spune, ia, dă receptorul. Eu e receptorul și când mă începe, facem tot felul, să suni tu la salvare, cum să suni la salvare, dar ei era pe ăla, știi unde. Am uitat în ce localitate, nu era în oraș. Era cu concubinul ei la Treaba plimbare. ei. Da. Da, treaba ei, dar copilul ăsta se închipui toată ziua, vine la mine, dă să sun, dă și eu aud asta. Nu puteam fi indiferentă. Zic, sun, am sunat. Am sunat la salvare, am ieșit în drum, am spus că îi aștept în drum, pentru că nici nu știu numărul la casă la ei, s-a tipisat pe urmă că e 91, pe ogradă la casă 91, ei intră la ei în casă. Salvarea a venit peste vreo 30-40 de minute, mare greu. Am sunat de 3 ori până când a ajuns salvarea, în fine, a ajuns. Cei de la salvare, felșerii, a spus să intrăm cu ei în ogradă, deja să-mi facem datoria până la capăt. Ca martori cumva sau... Acolo e un dezastru, copilul cel era ca un boț de carne, așa, stătea pe păpâneață, dar nu reacționa nicicum, se vedea că e bolnav. Și eu întreb, ce face? Trebuie să-l luăm, să-l spitalizăm, au zis, că trebuie să-l internăm în spital. De câți Să ani nu vedem. copilul? 2 anișori. Și în Băiat. momentul ăsta, Un dar și băiat. nu, poftim? Un băiețel de Un 2 ani. băiețel, 2 anișori. Și în momentul ăsta, eu numărul de telefon al lui maică să și spune că noi trebuie să internăm copilul. Dar ea strigă că peste 5 minute sunt acasă. Ei zic, dacă vine ea peste 5 minute și voi aștepta, noi plecăm acasă. Am ieșit cu verișoara mea, și plecăm înspre casă, că e mai sus, peste vreo 5-6 case. În momentul ăsta se oprește o mașină, iese de acolo o femeie bată, că prima dată doar nu știam, eu nu știu în față pe vecina asta, și un bărbat cu ea, am înțeles că asta e. Cine a sunat salvare? Deja ai văzut în video ce a fost. A sărit întâi la verișoară, pe urmă la mine, pe urmă s-a implicat și el. Mai scurt, asta tot a fost în mijlocul drumului. După ce ei se duc, nu a ieșit nimeni, a ieșit vecinii mai târziu. După ce ei pleacă, avem video și cu vecinii. După ce ei pleacă în ogradă, în gospodărie, să vadă ce face salvarea acolo, eu mă apropii de șoferul de la salvare. Și zic, cum? Tu nu ai auzit ce gălăgie a fost acum în 2 metri de la tine? Și nu ai ieșit din... Nu, n-am auzit. Geamul deschis. Nu am auzit. Păi sună acum și la poliție, ați venit voi, trebuie am dat să veniți cu poliția, că am sunat doar într-așa, am motivat așa, că să veniți toți odată, nu?
Dar eu zic, dar voi de unde ați sunat? De cum ați sunat? Că eu nu sunt nicăieri. Ia că și ne răspuns șoferul de la salvare. A ieșit, a venit poliția peste vreo 30-40 minute tot, ca și salvarea. Atâta timp felcerii a fost în casă. Noi cu grijă, toți vecinii, de ce nu iasă felcerii? Poarta e încuiată, am încuiat-o pe dinăuntru femeie ce e cu handicap, am încuiat-o pe dinăuntru și nu percepeam. Era beată, poate handicap nu are. Da, era beată. Și dar m-am stresat tare eu de la situația dată. Și nu puteau intra nici vecinii să vadă ce-s cu felcerii. Da, șoferul stătea habar n-are. La volan nici nu s-a coborât de acolo. Se implice în ceva, într-o situație, da. Da, bărbat n-are, bărbat. Dacă se implice, el da? E șofer brancardier, altă treabă n-are. Da, dar altă treabă, ca cetățean sigur că n-are ce are el. El ține volanul la serviciu, și... da. Da, e la serviciu. Atât. Bine că măcar pe serviciu plătești uneori Moldova. Și asta... Stăm în drum toți, avem grijă, toți vecinii îngrijorați de felșeri, că nu iesă. Ei au intrat ambii încolo și felșerii nu iesă. Și poliția au venit? Era polițistul de sector sau echipă de intervenție 112? Nu, polițiștii de la Buicani, de la sectorul Buicani. Au venit cu mașina de poliție? Au venit cu la două mașini. La apel de urgență. Ok, da. Deci erau de gardă. Da, au venit cu două mașini. Două. Au venit. În timpul ăsta au ieșit felcerii, asta au fost șocat. Au ieșit felcerii în șoc, cu o față, parcă nu știu ce au văzut acolo. Și eu zic, da, dar unde e copilul? Păi maică s-a ne-a făcut în tot felul, Doamne ferește ce a făcut acolo, a luat copilul, a ieșit în ogradă și păi, gata. Aceea am înțeles că nu-i mama copilului. Nu-i mama copilului, nu. Deci? A luat copilul și a fugit cu el nu știu unde și a ieșit în drum fără copil. Și cam așa s-a terminat, da? Și așa s-a copilul terminat. A rămas pe mâna femeii care nu-i mama lui, bolnav. De ea au luat-o la poliție, copilul nu știu unde l-a dus. Și la poliție ne-au luat și pe noi să mergem. Ca martor, dar cred că s-a întrerupt conexiunea. O să facem episodul următor. A, ba da, a revenit. V-a luat ca martor. Da, ne-a luat să facem careva declarații ca să poată căpta copilul, așa au motivat ei. Însă tare să fie mai implicat ceva sufletește, nu. Declarațiile le-au făcut acolo în hol, adică, iată, ambii concubinul cu doamna dat, nici nu știu cum o cheamă, erau undeva acolo închiși, arestați și... Cu asta, pe cei de la salvare, zic, dar unde sunt cei de la salvare? Că ei știu mai mult, erau în casă, ei, unde sunt? Erau deja plecați la altă chemare. Asta a fost toată situația. Deci nici acum nu știm unde e copilul de 2 ani și în ce stare e fetița de 10 ani. Da, fetița de 10 ani, deci mi-au spus că des îmblă pe stradă. Des. Aliona, da. Tu video ai făcut când vecinii spuneau că îmblă fetița pe stradă? Eu am făcut video. Poliția. Când a venit poliția, ai făcut video, da. Am mai făcut video când a venit poliția, două mașini. Da, da, ți-l trimitem acum. Două mașini, da. Mulțumesc pentru intervenție, pentru că vă pasă. Sper că urmăriți cazul și aflați ce se întâmplă cu cei doi copii. Pentru că femeie ce e, cu soarta ei, treaba ei, liberă. Dar părinții acelor doi copii trebuie să răspundă pentru situația copiilor. Ambii copii sunt principali importanță în situația asta. Sigur, dar asta mă deranjează, eu până la lacrimă seară m-a deranjat. Moldovenilor, ce ați făcut? Pe cine ați votat? Cum pleacă mama după hotar, că doar nu a plecat de viață bună? Doar bine, nu dar de viață. Probabil legile noastre de cei care au fost votați sunt bune. Statul trebuie să protejeze copiii dacă părinții nu îi protejează. Dar iată reacția... angajaților de la ambulanță și reacția polițiștilor lasă de dorit. Trebuie să intervină mai categoric. Înțeleg că eu reținut pe cei doi, dar copiii cine, când, cum o să-i găsească și în ce fel o să-i salveze? Da, da, eu am văzut cum se implică, eu am văzut cum îi doare, sigur. Da, perfect, nici nu a putut dormi aseară. Da, în fața noastră a spus, eu zic trebuia să fiu indiferență și să mă închid în casă și să nu fac nimic. Dar cum au făcut până acum atâția ani vecinii. Da, 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 polițistul zice, dar mai merge vorba despre un copil de 2 ani, a zis.
Zic, merge vorba despre copil 2 ani, dar voi de ce n-ați rămas pe loc să-l cătați? Pe la vecini, prin grădină, au plecat ambele mașini și salvarea. N-au cătat nimeni copilul. Doar 2 minute a ieșit din casă și undeva l-a lăsat. Dacă erau 2 grame de cânipă, aveau să le caute. Dar un copil de 2 ani nu l-au căutat. Da, da. Cânipa care pe urmă spune că au nimicit-o și o vând tot ei pe piață. Asta e. Sigur că s-o caute. De ce nu? Că costă scump. Dar copilul celălalt ce costă? Nu costă nimic. El stătea ca un boț de carne, era fără emoții. El deja era fără emoții, nici nu plângea, nici nimic. Abia așa era ceva strașnic, ceva strașnic, că noi am intrat în casă. Și din ce cauză credeți că se întâmplă asta? Alcoolism sau sărăcie? Mama, de ce l-o fi lăsat să plece în Italia? Că nu s-a dus de zile bune. L-o fi lăsat din sărăcie. Dar toate femeile care sunt responsabile să stea cu copii sunt plecate după hotar. S-a lăsat din sărăcie copilul la o femeie care nu e responsabilă, care nici după hotar n-ar ce face și nici din țară nu ar ce face. Înțelegeți? Și asta au făcut-o din neputință. Din neputință. Cine știe, mama, ce poate mai are copii, poate tot așa de undeva, dar mers după hotar să lucreze, să primească un ban. Ce primește în Moldova? Cel mult 100 de euro pe lună, ce face? Care comunale plătite, copii hrăniți, îmbrăcați? Fă o socoteală și vezi câți bani se duc pe un copil de 2 ani. Scurta lui cu asta ca scurta mea. Mulțumesc, doamnă Rodica, pentru apel și pentru intervenție. Sper că mai sunteți pe fir și o să ne povestiți. Sau dumneavoastră sau verișoara, ce ne mai rămâne acolo la Durlești. Da, ție îți mulțumim că ești mereu cu noi și ai timp să ne asculți. Mulțumesc! Vă zi bună!